Care sunt opțiunile de vot exprimate de respondenți? În partea stângă a imaginii avem diagrama procentelor pe întregul eșantion. Și iată care este ordinea. 12,7% din respondenți din întreg eșantion ar intenționa, în cazul eventualelor alegeri, să voteze cu partidul nostru, urmat cu 11,6% de Partidul Socialiștilor. Pe locul 3, Partidul Popular European cu 5,5%, la fel 5,5% Partidul Comuniștilor, 5,2% Partidul Liberal, 4,1% Liberal Democrat, 3,9% apare pentru prima dată Platforma Demnitate și Adevăr din întreg eșantion, 3,8% Partidul Democrat. Este sporit, comparativ cu alte studii, procentul celor indeciși, 29,5% din respondenți s-au declarat indeciși cu privire la votul care eventual l-ar fi acordat dacă alegerile ar fi avut loc duminica viitoare.